Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghi la Europa FM Bună ziua, părinți, bună ziua, copii, sunt Mirela Retegan și suntem din nou împreună la Antrenorul părinților. Astăzi, într-o ediție de început de primăvară, de aprilie, de uh, florii pentru catolici, de zi absolut minunată, în studio împreună cu Gaspar Gheorghe, o să dezbatem un subiect care ar fi fost tabu în, în, în urmă cu ceva timp. Bună dimineața Gaspar. Bună dimineața Mirala. Am zis că vorbim despre rușine. Da. Despre rușina aceea pe care uh, noi am uh, luat-o de mână și am plimbat-o toată viața noastră și ne-am condiționat deciziile, acțiunile, alegerile de ne facem sau nu ne facem de rușine. Ne e rușine cu ceea ce facem și spunem și credem sau ne prefacem și uh, părem altceva decât ceea ce suntem. Ce e rușinea, gașpar? Asta e o întrebare foarte bună și aș îndrăznea spune că majoritatea dintre noi confundăm această emoție cu multe alte emoții. Avem tendința de a spune că simțim rușine atunci când cineva se uită la noi într-un anumit fel, când de fapt noi ne simțim probabil jenați sau mai degrabă timiditatea iese la suprafață. Avem tendința de a spune că ne e rușine să adresăm o întrebare sau să oferim un răspuns, când probabil că din nou e mai degrabă a vorba de anxietate, pentru că din punct de vedere științific, rușina este acea stare emoțională, acea energie pe care o trăim în corp, atunci când ne e foarte, foarte dificil să acceptăm că nu suntem perfecți. Din punct de vedere psihologic, rușinea și perfecțiunea merg mână în mână. Sunt foarte multe mesaje pe care noi, de la părinții noștri, de la profesorii noștri, de la prietenii noștri, le primim și care ne transmit că, Mirela, ceva nu e în regulă cu tine pentru că nu ești perfectă. Deci rușinea e o emoție. Exact, exact, exact. Păi e... și atunci, de ce, de ce se folosește expresia să-ți fie rușine? Pentru că cei care folosesc această expresie și imaginează că e o modalitate de educație, că e o modalitate de a disciplina, că e o modalitate de a schimba comportamentul, comportamentul cuiva. Însă, din punct de vedere științific, rușinea nu schimbă absolut nimic. Rușinea nu face altceva decât să creeze durere și suferință. Știi că ne spuneau și noi când eram sigur. mici, mă dar ție, nu ți-e rușină să spui da. asta? -a, A fost celebră expresia lui Băsescu, să-ți fie rușină uh, să adresa unui alt om politic și la un moment dat. În continuare această expresie, dacă ne uităm la tribunalul Facebook și la alte modalități de conversație din online, o să vedem cât de tentați suntem să-i rușinăm pe ceilalți. Mi s-a întâmplat în weekendul ăsta. Noi am avut șase spectacole, și după Felicitări. fiecare mulțumesc. După fiecare spectacol, uh, am uh, rămas la autografe și am stat de vorbă cu copii și cu părinți. Și aud foarte des părinți care spun: E rușinoasă. Știți, uh, nu, nu vorbește că ea e rușinoasă. Hai, dragă, nu-ți fie rușine. Nu fi rușinoasă. Uh, cum facem noi să scăpăm de uh, valoarea pe care o dăm? aceste expresii. Înainte de toate e foarte important, așa cum am mai spus, să nu confundăm rușinea cu timiditatea. Poate că e un copil mai timid, mai discret, mai rezervat, care are nevoie de mai mult timp ca să se apropie de o persoană necunoscută sau care are nevoie de mai mult timp să interacționeze cu alți oameni. Deci rușinea e ceva negativ, Gașpar, da? Am putea spune că e una dintre cele mai dificile emoții cu care noi oamenii suntem nevoiți să trăim. Dacă o folosești la adresa unui copil. Da. sau la adresa unui alt om, trezește în el o emoție negativă. Exact, trezește în copil asta, de fiecare asta dată durere și suferință. Asta aș vrea să subliniem, pentru că oamenii nu-și dau seama. Au preluat-o pur și simplu ca multe alte expresii pe care le-am preluat de la părinții noștri și nu realizează că de fapt când îi spui unui copil să-ți fie rușine sau e rușinos, se rușinează, el simte în stomac o emoție negativă, nu simte că ești de partea lui. Și nu îl motivează nu-l motivează să se poarte mai bine data viitoare. Ai spune unui copil să-ți fie rușine, e echivalent cu a-i da o palmă. Ai spune unui om, copilul meu e rușinos, nu înseamnă că-i transmiți copilului, sunt aici, lângă tine, te susțin, sunt de partea ta, nu te teme să te duci să vorbești cu tanti prezentatoarea de la Zurli. Exact, ai spune unui uh, străin, copilul meu e rușinos, e echivalent cu a-i spune străinului ceva nu e în regulă cu copilul meu. Copilul meu e defect. Exact. Doamne, îți mulțumesc Deci Tu știi ce important e? Sigur. Pentru că eu am discuții În timpul, în timp ce dau autografe copiilor Îi, îi cert și nu-i frumos ce fac Dar nu mă pot abține îi, îi, Le atrag atenția părinților Că uh, eu, eu cred că el este doar puțin timid și că mami dă-te dă trei dă dă pași mai în spate și mă întorc cu tot corpul spre copil și zic nu e așa că sunt obositori oamenii ăștia mari care tot timpul au ceva de comentat la adresa voastră a copiilor și copiii sunt atât de fericiți să vadă că au un aliat de partea lor și încep să se deschidă da. și părinții rămân surprinși cum reușesc eu să manevrez toată situația și să-l fac pe copil să se poartă în, în, în limita felului în care... Dar să fie un pic mai curajos, să se expună mai mult, da, să exploreze un temperament. mai mult. Sigur. Nu toți sunt sunt unii care vin și îmi pun 700.000 de mii de întrebări și care se urcă direct pe mine și mă pupă, mă îmbrățișează și sunt alții care stau la 2 metri distanță da. și mie îmi place să glumesc cu ei și le spun, uite, oamenii mari... Se cred foarte curajoși, dar dacă idolii lor s-ar da jos de pe telefoane și televizoare, le-ar tremura chiloții pe ei. Și ăștia încep să râdă, ăștia mici, că am folosit Absolut. un cuvânt interzis în public și simt automat că eu sunt de partea lor. Și atât de bine că faci asta în interacțiunea cu părinții și în interacțiunea cu copiii, pentru că de ce au adulții această atitudine, de ce folosesc ei aceste cuvinte? Pentru că la fel au fost educați și ei. La fel s-au întâlnit și ei cu astfel de reacții din partea părinților lor atunci când ei erau copii și asta li se pare normalitatea. Și în momentul în care tu vii și le oferi un alt exemplu de normalitate, le spui că putem gestiona această situație și alte. Fel, părintele are posibilitatea de a învăța. Copilul are posibilitatea de a învăța că da, o astfel de situație poate fi văzută și exact așa cum ne-o arată tanti prezentatoarea. Și sunt convinsă că nu le-a spus nimeni până astăzi că să spui despre copilul tău că e rușinos nu înseamnă că spui ceva pozitiv, nu înseamnă că ești de partea lui, nu înseamnă că îl încurajezi să schimbe ceva în felul în care el se poartă, ci din potrivă îi pui o etichetă și le spui tuturor din start, eu am un copil defect. Și după o vreme, din păcate, din cauza acestei etichete, copilul se identifică cu ea și are impresia că nu mai poate schimba nimic, are impresia că nu se poate transforma, are impresia că el de aici încolo așa va rămâne pentru totdeauna. Tu ai avut în copilărie momente în care te-ai rușinat? O de nenumărate ori m-am rușinat din cauza situației financiare a familiei noastre, m-am rușinat din cauza dependenței de alcool a tatălui meu, m-am rușinat din cauza faptului că nu eram un elev suficient de bun la învățătură, m-am rușinat din cauza faptului că nu eram la fel de bine îmbrăcat în comparație cu colegii sau prietenii mei. Au fost nenumărate momente în care am trăit această emoție de rușine și din păcate nu prea au știut adulții din jurul meu cum să-mi fie aproape, cum să să mă ajute să trec peste asta. Vin în cabinet la tine adulți care s-au confruntat cu asta în copilăria lor? E o, e o problemă a generației noastre? Am putea spune că da, e una dintre dificultățile cele mai des verbalizate de către clienții mei, aceste amintiri dureroase din copilărie. Sunt unii dintre noi care reușim să accesăm ușor aceste amintiri, dar sunt și persoane care aleg să uite pentru că e mai ușor să protejează, lasă cumva la o parte din povestea vieților aceste amintiri dureroase, doar că nu știu exact de ce nu se simt bine, de ce nu se pot bucura de ceea ce le oferă viața de ce nu pot să aprecieze ceea ce au reușit să dobândească. Și în momentul în care începem să săpăm un pic în universul interior, ajungem la această credință că ceva nu este în regulă cu mine, că eu sunt defect, că am o problemă majoră care nu poate fi depășită, iar această credință este acolo, chiar dacă nu o mai aud în fiecare moment. mi rușine de ceva ce crede cineva despre mine sau mi rușine de ceva ce fac eu? Asta este principala diferență, Mirela, între rușine și vinovăție. Vinovăția se referă la un comportament, la ceva ce am făcut sau nu am făcut, iar rușinea se referă la identitatea noastră, la persoana noastră, la sinele nostru. În momentul în care mă simt vinovat, regret ceea ce ți-am spus sau regret că am spart uh, canata preferată. Îmi pare rău pentru că nu te-am ascultat în momentul în care ai vorbit și acestea sunt dovezi de vinovăție. Rușinea apare în momentul în care nu îndrăznesc să mă uit în ochii tăi pentru că am impresia că mă desconsideri. Am impresia că nu sunt demn, că nu merit să port o conversație cu tine față în față, pentru că ceva nu e în regulă cu persoana mea, cu felul meu de a fi. Deci dacă eu te-am înșelat, mă simt vinovată. Da. Dacă tu m-ai înșelat și te uiți la mine ca și când nu e adevărat, dar eu știu că e adevărat, mă faci să-mi fie rușine exact. pentru că mă desconsideri? Exact. Ok, eu o să mă mai gândesc la asta. Uh... Mi se pare extrem de interesant subiectul pentru că nu am discutat niciodată. Deschis și cu cărțile pe masă despre ideea asta. Și de, știi de rușine? Care, care mai e o parte foarte complicată pe care am observat-o în cabinet, în momentul în care vine vorba de experiențe dificile, dureroase pentru noi, în care simțim rușine, din păcate, din cauza comportamentelor în care ne implicăm, intensitatea rușinii crește și mai mult. Rușinea adică? are, rușine are nevoie pentru a crește, pentru a deveni mai mare și mai puternică. Are nevoie să nu vorbești despre ceea ce ți s-a întâmplat. Să păstrezi secretă o experiență dureroasă Și să te critici Deci când tu faci asta, rușina crește? Exact O întreținem ca minciuna? Exact, exact, exact În momentul respectiv ne copleșește În momentul respectiv ne deconectează deci ne de propria persoană nu ne ajută să ținem ascuns no, Să no. ne prefacem că nu s-a întâmplat Și aici să... ne putem gândi la variate experiențe de viață Un coleg de clasă pentru o fetiță care i-a pus mâna pe fund sau un alt băiețel care a avut un alt comportament complet nepotrivit și despre care celălalt coleg de clasă știe că nu a fost în regulă. A făcut ceva ce nu m-a făcut să mă simt în siguranță. Dacă nu merg acasă să vorbesc cu părinții mei despre asta, dacă păstrez secretul și dacă am impresia că din cauza mea a făcut celălalt ce a făcut, nu fac altceva decât să mă îmbrac în această mantia rușinii și nivelul meu de durere și de suferință să crească și mai mult. Și cum fac eu, mamă, să-mi ajut copilul, eu părinte, eu tată, să înțeleagă că emoția rușinii este ceva ce dacă o lăsăm acolo crește și distruge sufletul nostru, dacă o exprimăm și găsim soluție, am scăpat de ea și pur și simplu e ca și când n-ar fi fost niciodată. O uităm avem nevoie înainte de toate de alfabetizare emoțională. Exact așa cum învățăm literele, să le citim și să le scriem, avem nevoie să învățăm ce înseamnă emoțiile și să utilizăm etichete potrivite pentru diferitele emoții. Dacă în familia noastră nu se vorbește niciodată despre rușine, o să-i fie foarte greu copilului să recunoască această emoție și să o verbalizeze. Însă dacă mama îi spune din când în când copilului, în momentul în care s-a întâmplat asta și asta, eu m-am simțit rușinată. În momentul în care de de exemplu, la masa de Paște, cineva a deschis subiectul uh, istoriantică sau uh, o, a adus în discuție un anumit. Uh... O notă proastă pe care am luat-o și n-am comunicat-o. Exact, exact, exact. Ceva, un subiect care e uh -huh. supărător, mama după aceea poate împărtăși cu copilul faptul că a simțit rușine. A avut impresia că ceva nu este în regulă cu ea pentru că o nu să, e O să mă duc să-i spun, uite, astăzi la mine la servici uh, s-a întâmplat asta și mie mi-a fost foarte rușine că știam că persoana vinovată nu își recunoaște vina, dar n-am zis nimic și am preferat să tac și simt acum rușine față de omul care a fost pedepsit pe nedrept. Da, asta s-ar putea să nu fie rușine, să fie inovație. Mai degrabă rușinea apare în momentul în care M mă privește pe mine. Exact, mă privește mm -hmm. pe mine și îmi dau seama adică, că uite, ceilalți Gașpar, au văzut. Gașpar a venit, da. a venit la mine astăzi la birou și uh, mi-a zis că nu știu, lui ăștia ăsta nu mă Avantajează. De exemplu, da, da. Și mie mi-a fost foarte rușine că da. m-am încălțat cu pantofia, dar nu i-am zis nimic lui Gașpar. Exact. Acest feedback negativ mă poate face să simt rușine, însă și momentul în care Gașpar a venit la mine la birou și mi-a spus Mirela, vezi că ți-a rămas un niște mâncare. Exact, mâncare <laughs> între dinți sau pe față sau ceva, pentru că astea sunt acele momente în care avem impresia că, că nu au e legătură ok cu persoana noastră. Au legătură cu noi și avem impresia că nu e în regulă ca ceilalți să ne vadă okay. într-o astfel de lumină nu to mai favorabilă. Și atunci dacă îi ofer copilului meu astfel de exemple și îi povestesc din experiența mea de viață când simt rușine și cum se simte cum se rușine. Pentru că în momentul în care apare această emoție care ne îmbrățișează, vrem să ne îndepărtăm și să ne distanțăm de toată lumea. Vrem să ne ascundem. Ok, vreau la rușine. Să, Exact, vreau să nu... Devin invizibilă. Exact, exact, foarte, foarte bine punctat. Așa se simte rușinea. Și de regulă corpul nostru reacționează, ne închidem ochii, ne facem micuți, ne distanțăm, ne îndepărtăm, inima bate foarte, foarte tare. Toate acestea sunt reacții fiziologice la rușine. Iar pentru a putea să o gestionăm, e important să nu ne distanțăm, asta este reacția automată, asta e tendința, să mă îndepărtez și să mă ascund. Însă în momentul în care fac asta, ai dau putere emoției respective. Rușinea doar crește. Păi da, dar dacă tu vii și îmi zici, și că s a rămas ceva între dinți, eu cum ar trebui să reacționez ca să nu las rușina să crească și să plec de aici simțindu-mă prost? Să te uiți în ochii mei și să-mi spui, o, oh, neplăcut, mi se pare atât de ciudat atunci când îmi rămâne ceva între dinți. Și eu am să spun, da, știi, la mi se întâmplă și mie. Să zic, mi mulțumesc, și parcă mi-ai zis. Fie la sfârșit, da. după ce ai văzut că și eu m-am deschis și m-am vulnerabilizat, ai putea să spui asta, dar simplu fapt că tu rămâi în relație te ajută să gestionezi mai bine rușinea decât, sau acea energie decât dacă te-ai distanța. Am Pentru că tu îmi spui, mă simt atât de ciudat de fiecare dată când îmi rămâne ceva între dinți, și eu am tendința de a spune și mie mi se întâmplă. Și normalizez experiența ta, spun că suntem împreună în aceeași situație. Însă, dacă eu îți spun ți a rămas ceva între dinți și tu nu spui absolut nimic, te porți ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, eu voi pleca, dar mintea ta după aceea, în continuare, va croșeta povești și tot felul de gânduri, dar oare de ce a spus asta, Grașpar, ce crede despre mine, ce va crede data viitoare, cum voi da eu ochii cu el data viitoare. Are... Foarte interesant. Deci, să recapitulăm. Rușina se simte uh, ca uh, ceva ce îmi doresc să ascund. Exact. Uh, să mă prefac că nu a existat, da. uh, să mă îndoiesc de valoarea verticalitatea mea, de exact. valoarea mea și pot să o repar pe loc confruntându-mă, acceptând situația care mă pune într-o postură jenantă. Exact. E, are legătură cu, cu jena? Are, sigur, sigur, sigur. De foarte multe ori, uh pentru că nu îndrăznim să vorbim despre aceste părți mai puțin frumoase ale vieții, nu facem altceva decât să intensificăm și mai mult această jenă, această timiditate, această rușine. Dacă tu, de exemplu, nu poți vorbi cu mine despre un subiect care te-a supărat în conversația noastră, însă poți să vorbești cu Maia despre asta, poți să vorbești cu prietena ta, Fifi, e o altă strategie bună de a gestiona rușinea. Experiența negativă are nevoie să fie pusă în cuvinte, să fie exprimată în prezența unei persoane care poate da dovadă de empatie. Dar, uh, ok, asta e între oameni mari. Dar, în cazul copiilor, dacă eu îi spun unui copil, vezi că ți-a rămas ceva între din sau ai un muc sau uh -huh. o chestie din asta. Cum îl fac? Pentru că poate el nu va ști să-mi spună, a, da, ce chestie că mi-a rămas, mi se întâmplă destul de des și eu o să pot să-i dau o replică în care să simtă că suntem în aceeași echipă. Mm -hmm. Cum fac eu să-i atrag atenția asupra unui aspect fără să-l fac să se rușineze? Depinde foarte, foarte mult de tonalitate și de intenția pe care eu o am. Pentru că dacă mă uit spre copilașul meu și văd că-i curge nasul, pot să-i fac un semn discret și să-i arăt batistuța dacă suntem la masa de Paște și el să se, să se șteargă. Dacă mă uit însă foarte urât la el și la meninți cu degetul, băi, iar îți curg muncinas în gură, iar nu ești atent și așa mai departe, evident că el se va întâlni cu emoția de rușine și are impresia că ceva nu este în regulă cu sau el. Sau să-l chem pur și simplu puțin până la toaletă? De exemplu. Și acolo să-i zic, uite, vezi că ți-a rămas ceva. Absolut, sau... absolut. Sau poți să iau eu șervețelul, să mă șterg la nas. Avem asta. Noi oamenii avem tendința, în momentul în care cineva se șterge la nas, dacă ești prezentă... Să verifici tu. Exact, o să vezi că și celălalt face același lucru. Deci copilul se poate prinde. poți să l întrebi, am ceva între mine, a rămas ceva? Vezi că și tu s-ar putea să creezi tot timpul această dualitate atunci când... <laughs> nu m-aș fi gândit niciodată la toate aspectele astea. Din păcate ne apropiem de pauză și după pauză aș vrea să vorbim puțin despre diferența, am înțeles cum se, cum se, simte rușina, dar ca să înțelegem și mai bine diferența dintre rușine și vină, aș vrea după pauză să vorbim despre cum se simte vina. Da. Ca să și rămânem cu ceva din toate poveștile astea, pentru că uh, sunt situații în care emoțiile ne invadează pur și simplu, se creează o confuzie imensă în capul nostru și dacă există într-adevăr rețete prin care noi putem să le combatem, așa cum iei o pastilă și combați răceala sau durerea de cap sau durerea de măsea, de ce să nu ne folosim de tine, Gașpar, dacă tot avem aici? Cu mare drag. Ne întoarcem după pauză. Ne-am întors la antrenorul părinților cu Gașpar Gheorghe, astăzi vorbim despre rușine, iar în prima parte a emisiunii am stabilit cum se simte rușina și aș vrea să și recapitulăm pentru cei care au ajuns un pic mai târziu pe frecvență. Rușina este acel sentiment care ne face să credem despre noi că nu suntem în regulă. Că nu suntem suficient de competenți, de capabili, de inteligenți, de frumoși, că am fi foarte diferiți de toți ceilalți oameni, și rușinea ne încurajează să ne ascundem. Rușinea ne încurajează să evităm privirile, să nu ne facem voce auzită, să scoatem în evidență doar părțile noastre foarte frumoase, să ne protejăm, Mirela, folosind perfecțiunea drept strategie de a trăi. Și în momentul în care cineva se împrietenește foarte, foarte tare cu perfecționismul, din păcate, din acel moment viața acestei persoane ajunge să fie definită doar de durere și de suferință pentru că nu îndrăznești să greșești, nu îndrăznești să faci nimic nou, nu îndrăznești să te expui la o experiență cu care nu te-ai confruntat până în momentul respectiv. Uh, uite, eu, de exemplu, dacă sunt un uh, mare... Nu știu, om important, hai să ne gândim la o profesie, un profesor, un profesor foarte, foarte bun de istorie. Și dacă nu stau bine la capitolul rușine, probabil că o să mi-limitez capacitatea de a învăța lucruri noi. Nu voi îndrăzni să merg la munte să învăț să schiez, pentru că atunci când greșești, te întâlnești cu rușinea, și eu nu-mi dau voie să mă întâlnesc cu rușinea. Nu voi îndrăzni să merg să învăț să cânt la pian, pentru că într-o primă fază, nu voi fi excelent în tot ceea ce înseamnă am folosit degetele pentru a cânta la pian. Deci cumva această rușine luată de mână cu prietena ei foarte apropiată, perfecțiunea nu face altceva decât să ne limiteze capacitatea de a ne bucura de viață. Și le-am promis exact. ascultătorilor noștri că o să vorbim puțin despre vinovăție, mm -hmm. pentru că cele două emoții se confundă de da. foarte multe ori. E clar că uh, rușinea are legătură cu ființa, cu persoana noastră exact. Exact. și putem să o combatem uh, asumându-ne chiar acolo pe loc. Atunci când cineva ne face să ne simțim jenați rușinați, sau să discutăm cu cineva apropiat care să ne facă să ne simțim în confort despre ceea Absolut. ce ni s-a întâmplat în Și e foarte moment. important atunci când discutăm cu cineva să vorbim cu persoane care recunosc rușinea și care pot să o gestioneze. Pentru că dacă tu vorbești cu mine și eu îți spun, Hai, Mirela, nu e cazul să exagerezi, lasă rușinea la o parte și așa mai departe, asta nu te va ajuta. Din contră, vei avea impresia că. Uh, S-ar putea chiar, uite acum mă gândeam la faptul că în funcție de mesajele pe care le primim de la ceilalți, în funcție de feedback, s-ar putea ca nivelul tău de rușine să crească și mai mult. Hmm. Să cred că de fapt îmi rezolv problema, dar mă complic și mai tare. Da. Care e diferența? Cum se simte uh, vina? vinovăția? Vinovăția de regulă vine cu un regret. Îmi pare rău pentru felul în care m-am purtat, îmi pare rău pentru că nu m-am ținut de cuvânt, îmi pare rău pentru felul în care te-ai simțit din cauza comportamentului meu, din cauza acțiunii mele. Dacă rușinea mă încurajează să mă distanțez, să mă îndepărtez, vinovăția mă încurajează să mă apropii de tine. Rușinea este despre cum mă faci tu să mă simt, și vina este despre cum mă simt eu în raport cu tine? Da, da. Am putea spune că vinovăția e acea trăire care mă ajută să-mi dau seama că pot face lucrurile mai bine decât le-am făcut până în momentul respectiv. Pe când rușinea, din păcate, mă lovește, apropo de o vorbă pe care o folosea bunica, mă lovește fix în moalele capului și nu mă mai pot ridica de jos. Și, și în cazul rușinii nu e ceva ce noi am făcut intenționat de multe ori. Atunci când vine vorba de, de rușine, exact. Da, la exact, rușine exact. ni se întâmplă niște lucruri, suntem puși într-o anumită situație, ne trezim într-o postură, de multe ori nici măcar nu o vedem, nu suntem conștienți de da. cum arătăm și de cum ne prezentăm lumii, și cineva vine și pune degetul pe uh, lucrul acela nepotrivit în felul în care tu ești. Vinovăția este ceva ce am făcut? Da, am acționat? Dar nu e neapărat intenționat nici aici, nu m-am mm -hmm. gândit foarte serios, dar am luat în calcul toți factorii și în momentul în care mă simt vinovat apare și această dorință de a repara, apare această tendință de a, de a ne împăca, hai să facem ceva ca să ne fie din nou bine împreună, hai să văd cum anume pot să mă revanșez pentru lucrurile pe care le-am spus, pentru promisiunile de care nu m-am ținut. Așa din ce te aud pe tine, mie mi se pare rușina o emoție mult mai uh, greu de gestionat și mult mai o, gravă da, decât vina. Da, da. Am Vin... putea spune că dintre toate emoțiile negative pe care ființa umană le trăiește, rușina este cea mai dificilă. Doamne, deci n-aș fi crezut niciodată că e atât de importantă această emoție, dar acum uh, punându-le tu așa pe masă și văzându-le pe amândouă, în vinovăție, pot oricând să intervin, exact. depinde de mine, să acționez și pot să schimb ceva în orice moment. Da. Inclusiv în felul în care eu mă privesc pe mine. Și asta El... e foarte important, scuză mă că te întrerup, e foarte important și când vine vorba de relația părinte-copil. Pentru că dacă eu, în calitate de părinte, l-am criticat pe copil, nu am fost atent la ceva ce copilul mi-a spus și eu simt ceva. Dacă simt rușine, voi avea tendința de a nu vorbi cu copilul despre ce am făcut pentru că e, îmi e teamă de care vor fi urmările Pe când dacă simt vinovăție, mă pot apropia de copil, mă pot uita în ochișorii lui să-i spun îmi pare rău pentru că nu te-am ascultat Și știi sigur îmi pare că rău... nu te va judeca îmi pare rău că a vorbit gura fără mine, îmi pare mm -hmm. rău că nu te-ai simțit în siguranță alături de mine. Deci cumva vinovăția mă determină să îi transmit celuilalt cât de important e pentru mine. Pe când rușinea nu face altceva decât să mă distanțeze și mai mult fizic, psihologic, emoțional și celălalt să fie foarte confuz. Mamă, liga ei de rușine, deci da. nu aș fi crezut că o... o... Cărăm cu noi și că de fapt este atât de grea în și că o folosim valiza atât de des pe care o avem. Și că folosim acest termen atât de des, dar nu-l folosim corect. Doamne, deci repet, atunci când spui despre copilul tău că e rușinos, e ca și când ai spune despre copilul tău că e defect. Exact. exact. Scoateți din vocabular această expresie. Sau atunci când îi spunem copilului să-ți fie rușine, e ca și cum i-am dat o mamă de bătaie. Eu aș putea să încheie emisiunea aici, Gașpar, pentru că am înțeles, serios, am înțeles ceva ce nici măcar nu mi-am pus problema că ar putea să cântărească atât de greu în felul în care uh, noi uh, ne creștem copiii. Da. Uite, o altă confuzie care se face foarte des apropo de emoții este între gelozie și invidie. Cum facem diferența? Atât de des folosim aceste cuvinte și ne e greu să spunem foarte, foarte clar ce înseamnă gelozia și ce înseamnă invidia. Păi gelozia este uh, ceva care are legătură cu felul în care uh, sunt eu. Așa. Și prin comparație cu uh, cealaltă persoană, eu mă desconsider uh, și uh, mă subvalorizez, în timp ce, în cazul invidiei, uh, ține de uh, puterile mele de a. Uh, de a face și de a avea ceea ce are și celălalt. Uh -huh, uh -huh, Indiferent exact. că vorbim despre succes sau despre bunuri materiale. Da, da. Uite, de exemplu, invidie e ceea ce simt eu când văd postările tale minunate din întreaga Europa <ră> și eu stau în cabinet și muncesc și în câte o pauză mă uit Aici pe Facebook și văd că Mirela e din nou în Amsterdam, în Barcelona sau Copșani, nu știu unde. Constanța, Bistrița, Brașov. <ră> deci invidia e în momentul în care care vedem că cineva are ceva ce nouă ne lipsește, iar gelozia, Mirela, apare în momentul în care trăim cu teama de a nu pierde ceva. Mm -hmm. Gelozia de fiecare da, dată sunt implică eu geloasă, trei persoane. Așa sunt eu geloasă <laughs> când <laughs> văd mesaje de la toate doamnele care ascultă această emisiune și întreabă, Gașpar e singur? Ați putea să mă puneți în legătură cu el? Doamne, <laughs> e exact. Gașpar e bine și frumos! Fructat, Mirela, da? că, nu numai că are o voce fantastică, nu numai că e atât de, de Doamne, dar e și un bărbat bine. Asta simt eu Gașpar că pe mine și nu ai mă interesează. Foarte bine, da, nu e mă interesează asta, ce da? faci tu în timpul tău. Treaba ta, muncește cât vrei tu eu. Nu sunt invidioasă pe viața ta, dar sunt geloasă pe toată, pe faptul că aș putea să te pierd. Da, exact. Ăsta este mesajul gelosiei, că există pericolul de a pierde pe cineva cine e important pentru mine. Și pentru că tot am avut șase spectacole în weekend, mă voi agăța de replica pe care o spunem vrăjitoarei Duravra. Dura, dura. Nici o șansă, nici o șansă. <laughs> <laughs> în spectacolul ăsta care se numește Șeful Casei, Așa. uite, ți-am adus și ție. Poate vrei să te joci acasă? Mm, mm, dacă drag. ai cu cine, sper că nu. <laughs> Așa? Uite, Gașpar... Ai o insignă da. Da? în cutiuța asta minunată pe care uh, oamenii o găsesc la noi uh, cu șeful casei. Și eu am inventat acest joc pentru ca părinții să poată să le dea voie copiilor să-și exerseze rolul de șef în. Uh, contextul familiei. În, context, în, în contextul unei convenții foarte uh -huh, clare uh -huh. acasă. Și uh, alegem un șef al casei. Te rog, frumos, poți să Așa. pui insigna Astăzi, Mulțumesc. Mai sunt 5 minute din emisiune, poți să fii tu uh -huh. șeful. Îți fac o insignă specială cu șeful emisiunii. Ah, ce bine sună. Șeful Se Și casei. potrivește cu cămașa mea. Așa se numește turneul pe care noi l-am început weekendul trecut și plecăm cu uh, turneul acesta: Focșani, Constanța, urmează săptămâna viitoare Bistrița, Brașov și încercăm să ajungem în toată România nu o să fie foarte ușor, dar subiectul e foarte drăguț, pentru că noi alegem un șef al casei, care e vrăjimăturica în spectacolul Așa. nostru, doar că vrăjimăturica este obsedată de curățenie și Gașca nu e deloc fericită că are un șef care îi pune la treabă și în contextul unui joc, dar apare Turavura care vrea să-și aroge rolul de șeful casei și Știi ce am inventat în acest spectacol? Și îi văd pe părinți, cum se uită, fascinați la momentul respectiv. Tu, Ravura, ca să o sperie pe vrăjimă Turica, începe să țipe la ea folosind toate expresiile oamenilor mari. Când vorbești cu mine, tu să taci! <laughs> taci din gură, nu mai scoate niciun cuvânt, ai înțeles? când vorbesc eu, tu taci și vrăji măturica se face din ce în ce mai mică, mai mică, mai mică până cade pentru în că genunchi. simte multă rușine pentru că eu mi-am dorit foarte tare ca oamenii mari din scenă să vizualizeze această imagine mm -hmm. copilul mic și tu omul mare de un metru do doi metri, o de kilograme care urlă la copilașul ăla taci din cură când vorbesc cu tine și vrăjimăturica este convinsă că tura vura vrăjitoarea i-a luat vocea. Uh -huh. Și o vin în spectacol Și copiii țipă în sală A vrăjit-o, a vrăjit-o Cine? Tura vura Da, nu mai are voce Și copiii, voi credeți că cineva Are putere să ne ia vocea? Da! Cum? Țipând la noi? Da! Adică inclusiv mami, tati, bunica Atunci când țipă voi Vă speriați foarte tare Și nu mai puteți să spuneți nimic da! Și le amintesc că, de fapt, doar ne speriem. Și nu există nicio putere adevărată a vrăjitoarei. Vrăjimătrica începe să prindă voce și să zică: Da, nu m-a speriat, nu, doar m-a speriat. Uh -huh. Și îi văd pe părinți. Deci, este un, un, un spectacol din, sa, din ce văd eu. E, e, o, e o imagine fantastică. Părinții care își dau seama, se văd. Se recunosc. Se uh -huh. recunosc pentru prima dată deasupra copiilor țipând la ei și ăștia mici care își dau seama că de fapt părinții nu au dreptul să facă asta mm -hmm. și că nu e ok să se poarte în felul ăsta cu ei. Și, mai și învă... mi se pare o metaforă perfectă pornind de la subiectul emisiunii noastre pentru că rușinea mă face să mă simt foarte, foarte mic, mic. și să-mi pierd vocea. Ok. E minunat. O să o introduc în spectacolele viitoare, să știi, pentru că mi se pare fantastic și o, și o să o folosesc în fiecare spectacol pentru că vin mii și zeci de mii de părinți și acolo și ce ne ajută în momentul respectiv? ce l ajută pe copil să-și redobândească vocea? faptul că realizează că nu e singurul care se confruntă cu asta ok răjimăturica moment... află de la toți ceilalți copii că toți au trecut exact, prin asta Exact. Exact. toți au un adult care țipă tu să Din taci păcate. când eu vorbesc și ei se fac mici și rămân fără voce Mamă, ce frumos să legă lucrurile. Păi abia aștept să mă duc la spectacol, <gângă> să introduc uh, povestea asta cu rușina. E o etichetă pe care o pui copilului tău și care spune lumii că el este defect. Și care îi fură vocea, creativitatea, imaginația, viața. E atât de frumos pentru că eu am ocazia, uite, noi la radio, din păcate, nu avem ocazia să-i vedem pe oamenii care ne ascultă în momentul ăsta, cum se luminează la chip și știu că asta se întâmplă. Dar în sala de spectacol eu îi văd. Da. Îi văd cum conștientizează acolo pe loc. Și știi ce e frumos că în momentul în care înțelege asta, este irreversibil. Nu mai ești niciodată cel care ai fost înainte de a fi înțeles asta. Da. Și cred foarte tare că ceea ce facem noi îi ajută pe părinți să vadă să înțeleagă și după fiecare emisiune, după fiecare podcast antrenorul părinților, ei sunt niște părinți mai buni pentru copiii lor. Exact. Nu credeam că rușina este un subiect. Și uite, e un subiect pe care l-ai abordat în cadrul spectacolelor. Dar fără să-mi dau seama frumos. că e atât de important, da. știi? Mulțumesc mult. Eu rămân cu asta, Gașpar. Mulțumesc și eu. Tu rămâi cu insigna de da, șeful da, casei. Da, șeful emisiunii. <laughs> Îți fac una de șeful emisiunii într-o zi, ce să fac? Uh, am un uh, o cutiuță cu șeful casei cadou pentru cineva de pe Facebook, și astăzi foarte generoasă. Eu sunt în mână astăzi. Uh, mm. uh, pentru mămica uh, din familia care câștigă, am cartea astăzi aici, acum. Pentru copil, am uh, uh, vreau pupic de noapte bună, pentru că are legătură cu spectacolul și îi revăd din nou cum plâng de fiecare dată pe Cântec pentru Mai. Aia, și pentru tăticul din casă sau bunicul sau celălalt adult, jocul șeful casei să le mai vină și lor rândul din când în când e minunat dar să le dăm o temă pentru Facebook, pentru ce se duc ei pe Facebook astăzi, să răspundă e... la întrebarea ia să vedem când au simțit ultima dată rușine da eu am simțit rușine ultima dată, tu când ai simțit rușine ultima dată? Hai să mă gândesc și eu repede cât am simțit rușine ultima dată. Uh, da, am, am simțit rușine ultima dată când... Uh, uh, nu că e vinovăție și tocmai ce m-ai învățat care e diferența, mm, taram, pam, 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 nu mi-amintesc. Dar o să eu am simțit rușine de curând într-o ședință cu colegii mei, Așa. când una dintre colegii a avut o reacție nu tocmai elegantă din punct de vedere relațional și eu m-am blocat n-am știut efectiv ce să spun, ce să fac, cum să reacționez. Am avut impresia că mi-a dispărut vocea, inteligența. Nu, efectiv am înghețat, n-am știut ce, ce, replică să am. Iar ulterior mi-am dat seama că am trăit foarte multă rușine în momentul respectiv. Da, eu nu mi-amintesc în acest moment, chiar Chiar și n-aș vrea să inventez nimic pentru că promit să scriu pe Facebook, da. intru pe Facebook și mă gândesc la acel moment, la mine tot ce s-a întâmplat în ultima vreme de când s-au ridicat restricțiile și din nou ne-am întors la spectacole și suntem într-o febră a organizării de evenimente, nu mai am timp de nicio rușine, <laughs> nu, nu mai simt asta, dar cu siguranță că mi s-a întâmplat și mie ceva și o să mi-amintesc. Iar din partea paginii de psihologie, cartea ca două săptămâna aceasta este Parenting, cum să creștem copiii inteligenți emoțional, o carte care ne ajută să le transmitem copiilor acele mesaje cheie și importante cu privire la emoțiile și sentimentele lor. Îi invit pe părinți să ascultă podcastul Antrenorul Părinților, acolo găsiți toate edițiile și uh, puteți să uh, ascultați în orice condiții, făcând treabă prin casă sau pur și simplu fiind la volan. Dacă aveți răbdare să ne și vedeți, pentru că suntem și drăguți, uh, ne găsiți pe video pe Antrenorul Părinților la Europa FM, iar cu mine vă puteți întâlni, pentru că așa cum spunea Gașpar, uh, ușor rost de invidie, călătoresc foarte mult în această primăvară pe site-ul zurli.ro găsiți toate locurile în care eu merg. Știi ce mai vreau să spun, Gașpar? Duminică a fost uh, uh, am avut un spectacol sâmbătă, am avut un spectacol pe care l-am dedicat copiilor uh, care sunt în uh, spectrul autism, mm -hmm. o sală întreagă de copii speciale, a fost ziua lor și mi-am propus ca în fiecare lună să oferim un spectacol gratuit În unei fiecare categori, lună În fiecare wow, lună wow. Luna uh, aprilie vreau să o dedicăm Copiilor nevăzători uh -huh. Luna uh, mai Copiilor cu probleme de auz Și în fiecare lună să luăm copiiul de la oncologie Și pentru asta îi rog pe oamenii Care vor să intre și să dea Un SMS la 845 2 euro pe fundația Zurli, pe noi ne ajută foarte tare Să facem toate lucrurile astea pentru copii speciali sau, pur și simplu, pe Fundația Zurli găsiți toate modalitățile prin care voi puteți să ne susțineți în acest demers. E, e mult mai simplu să facem așa pentru că fiind toți copiii cu probleme de autism în sală, eu mi-am adaptat spectacolul lor. Pentru nevăzători, eu trebuie să le povestesc Sigur, tot da. spectacolul. Și atunci încerc să... Știi ce mi s-a părut foarte frumos? A venit o mamă la mine, m-a luat în brațe și a zis, e pentru prima oară când suntem într-o sală de spectacol și eu nu mă tem că cineva se uită ciudat hmm. la felul în care se manifestă copilul meu. Și pentru că toți ceilalți se manifestă la fel, el s-a simțit liber să se bucure de acest și spectacol. Și știi ce a spus de fapt această mămică? Ce? Că e pentru prima dată când la un spectacol nu, nu simt rușine. este rușine. Exact, exact. Mulțumesc, Gașpar. Mulțumesc și eu. Te iubesc. Te iubesc la fel. Dragi ascultători, Mirela Retegan, Gașpar Gheorg, duminică de duminică, aici la Europa FM, în antrenorul părinților. Să aveți o duminică minunată și la mulți ani tuturor florilor care sărbătoresc astăzi floriile catolice. Mirela Retecan și Caspar Gheorghi, antrenorul părinților la Europa FM.